Stimați prieteni, vă salut, vă invit să continuăm să studiem școala de sabat. Astăzi suntem la lecția numărul 2, cumpărând dreptul de întâi născut. Cred că ne-a dat seama despre cine este vorba, pentru că un caz în Biblie avem când cineva a vândut și cineva a cumpărat dreptul de întâi născut. Să dezvoltăm această lecție mai bine și aceasta vă facem împreună cu Benjamin. Te salut, Benjamin. Te salut și eu. Galateni 5 cu 16, aceasta vă spun, umblați în Duhul și nu veți împlini poftele cărnii. Acesta este un gând care l-a spus Apostolul Pavel și pe baza acestui gând se va dezvolta lecția noastră de astăzi. Nevoia de dezvoltare a caracterului. Ce avem nevoie să înțelegem când avem o dorință puternică după ceva, chiar dacă nu este ceva ce am putea considera ca fiind rău? Un lucru care, de fapt, nu e rău, dar îl dorim mai mult ca orice. Ce trebuie să facem? Cum trebuie să încercăm să reacționăm între gând, minte, poftă, cum să le combinăm aceste bine? După cum ai spus, cum ne întreabă și întrebarea spune că poate chiar nu este rău ceea ce dorim, dar dacă punem toată dorința, punem un țel și dorim din răsputeri să avem aceasta, să dobândim, spune că versetul din Proverbele, Solomon spune că omul face multe planuri, vrea multe să facă, însă ceea ce hotărăște Domnul, aceea se împlinește. Într-adevăr, când dorim ceva și din notă ne spune că ne aduce la ceea ce vom studia în ceea ce urmează despre Iacov și Esau. Iacov dorea foarte mult să aibă binecuvântările care i-a fost spus că el le va primi. Și el știa că el era posesorul acestor binecuvântări, însă el credea că el trebuie să facă ceva pentru a le dobândi, nu? Și a pus nădejde în Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu avea să le dea. Și deci vedem că ceea ce urma să facă el, trebuia să aștepte de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să împlinească ceea ce dorea el foarte mult. Mm-hmm. Interesant, deci notul spune că zi și noapte se gândea la asta. Da. Se întâmplă și la noi, ne punem un scop și aceasta ne încurcă să trăim, de fapt. Noi ne putem gândi, nu putem mânca, nu putem dormi. Zi și noapte ne gândim doar la același lucru. Și nu îl întrebăm pe Dumnezeu, nu lăsăm pe Dumnezeu ca El să rezolve. Dar totul, toată atenția noastră, toată viața noastră ne încordăm la acel lucru că îl doresc foarte mult. Da. Și aceasta poate să fie orice, nu că doar ceva foarte măreț. Și aici cuvântul Dumnezeu ne cheamă ca noi să îl lăsăm pe Dumnezeu, ca El să aranjeze mai bine lucrurile cum știe El. Dacă îmi permiți încă un gând, mm-hmm. Poate că ceea ce dorim noi, nouă ni se pare că nu este rău, însă Dumnezeu vede că aceasta nu ne-ar folosi, nu ne-ar fi de folos. Și de aceea trebuie să lăsăm să meargă lucrurile așa, dacă este îngăduit de Dumnezeu, va veni în viața noastră ceea ce dorim, dar dacă nu este îngăduit, fie după voia Lui, fiindcă este mai bine pentru noi. Sau mai este un moment când, poate chiar și este de folos, dar nu e de folos la momentul acesta, azi. Așa, așa este. Puțin mai târziu Dumnezeu ne-l va da, când știe El că este mai bine. Ce ar fi trebuit să facă Iacov în această etapă a vieții sale și ce ar trebui să ne amintim și noi întotdeauna? Da, practic am răspuns și la această parte a întrebării. Spune psalmistul, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Deci de ceea ce am spus, să lăsăm ca lucrurile să meargă de la sine, să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Aceasta trebuie să facă și Iacov, iarăși ne repetăm. Cu atât mai mult că știa că mama lui i-a spus că, uite, tu ești posesorul binecuvântărilor și făgăduințelor din partea lui Dumnezeu, trebuia să le aștepte. Însă el a dorit cu propriile puteri să le realizeze. Da. A deminit în totalitate. Cum s-a folosit Iacov de slăbiciunea lui Esau? Deci aici deja mergem la acțiunile, la ce, cum înfăptuiește el, cum se folosește de propriile, să spunem, puteri ca să dobândească ceea ce își dorea atât de mult.
din cauza căreia nu dormea noaptea și se gândea tot permanent la aceasta. Spune din Geneza că odată când vine Esau obosit, istovit de la vânătoare, îl vede că fratele său pregătește o ciorbă de linte și Esau spune, dă-mi te rog să mănânc. Și atunci Iacov recurge la această viclenie, să spunem așa, spune că îți dau, dar vindem dreptul de întâi născut. Deci astfel s-a folosit Iacov de Esau, să spunem așa, era rupt de oboseală, era flămând și deci el i-a spus, uite, îți dau, dar vindem dreptul de întâi născut. De mult aștepta el un moment când să facă lucrul acesta. Da. Ce s-a gândit el? Acum e momentul. Dumnezeu ne l-a dat. Să vedem, de fapt, a dorit Dumnezeu lucrul acesta sau nu. Deși ideea lui Iacov era înțeleaptă, de ce nu a fost planul său viclean împotriva fratelui său ispitit un plan ideal înaintea lui Dumnezeu? Deci, plan viclean nu poate să fie ceva ideal, da, pentru Dumnezeu. Și după voia lui Dumnezeu, da. Spune că nu trebuie să ne gândim rău împotriva aproapelui și nota ne spune că trebuie să ne punem de fiecare dată în locul celuia cu care noi procedem, bine sau rău, da? Mm-hmm. Cum am fi dorit noi ca să procedeze cu noi? Dacă Iacov se punea în locul lui Esau, venea tot istovit de undeva și avea nevoie de hrană, cum ar fi vrut ca fratele său să procedeze cu el? Deci, nu era chiar după placul lui Dumnezeu, nu chiar, dar de fel nu era după placul lui Dumnezeu ca acest plan viclean să fie înfăptuit. Însă Iacov, după cum am vorbit, își dorea foarte mult aceasta și el l-a făcut. Și care este reacția lui Esau? Întrebare întreabă. Ce s-a hotărât Esau să facă și de ce? Interesant aici descrie starea sa. Esau spune că sunt pe moarte. La ce îmi folosește acest drept de întâi născut? Eu acum mor, sunt flământ. Și deci el a procedat, adică a fost de acord, i-a vândut dreptul de întâi născut. Era istovit, într-adevăr, a fost la vânătoare, pe câmp, era obosit, cum spunem noi, rupt de oboseală și flământ. Însă cred că nu era cazul să spună că eu mor de foame. Cu atât mai mult spune notă că în câtva timp, scurt timp, era pregătită mâncare acolo în cort la tatăl său. Deci nu era momentul să spună că gata, eu acum mor dacă nu mănânc. Însă problema lui Esau era că el își satisfăcea de fiecare dată euul la moment. Vreau acum aceasta, acum eu să primesc aceasta. Așa a fost, nu să spunem, învățat. El singur s-a educat așa, singur a fost că și-a format așa caracterul și deci a recurs la ceea că și-a nesocotit dreptul de întâi născut și l-a vândut. Da, aceasta înseamnă că și noi, de multe ori, dăm frâu liber poftelor sau ne controlează apetitul nostru. Pentru că, cum spuneai, nu era cazul să spună că mor de foame. Noi cunoaștem că un om trăiește până la 3 săptămâni, poate chiar și o lună, trăiește fără mâncare. Fără hrană, da. Și eu nu cred că el nu a mâncat 3 săptămâni și a venit și uite, este o linte gustoasă. Problema este că de multe ori ne pierdem frâul și cazul lui Saul aceasta ne cheamă, ca să nu ne pierdem frâul. O mâncare foarte scumpă. Punctul 3. Ce avertizment ar trebui să tragem din decizia principală lui Esau când Iacov i-a oferit mâncare în schimbul dreptului său de întâi născut? Da, deci practic răspuns la această întrebare. Ce avertizment trebuie să tragem? Să ne controlăm, să ne străduim, să ne controlăm firea și poftele. Fiindcă Esau nu putea să-și controleze poftele și de aceea a recurs la aceasta că și-a vândut dreptul de întâi născut. Spune că titlul o mâncare foarte scumpă. De ce scumpă? Fiindcă, într-adevăr, Iacov înțelegea ce înseamnă acest drept de întâi născut, aceste binecuvântări, însă Esau le-a nesocotit. Într-adevăr, aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu erau foarte scumpe și
faptul că nu își putea stăpâni firea și pofta, el s-a gândit că la ce îmi folosește, eu acum mor, eu vreau să mănânc acum. Poate că eu îmi voi cumpăra înapoi acest drept, însă n-a fost să fie. De aceea și noi trebuie să ne stăpânim de fiecare dată când dorim ceva, să ne gândim, este după placul lui Dumnezeu ceea ce dorim sau nu, este spre folosul meu aceasta sau nu. Să punem pe cântar să vedem dacă face sau nu face. Da. Și interesantă este următoarea întrebare. Atunci când oamenii încearcă să-L judece pe Dumnezeu, ce trebuie să înțelegem despre avertizmentul lui Dumnezeu cu privire la moștenirea lui Esau? Da, deci aici Apostolul Pavel spune la Romani, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât, deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Și aici cu semnul exclamării spune Apostolul Pavel, nici de cum. De ce? Fiindcă alegerea totuși este a omului. Alegerea a fost lui Esau atunci când a recurs la această căși vândut dreptul de întâi născut. Nu l-a pus nimeni să facă acest gest. Și cum am spus, nu era cazul să spună că gata, mor, sunt pe moarte, aleg sau trăiesc sau pierd dreptul de întâi născut. De aceea nu putem să învinovățim pe Dumnezeu prin faptul că El a făcut aceasta și a vândut dreptul de întâi născut. Alegerea era a lui Esau. Și de fiecare dată în viața noastră avem versete în Biblie multe care ne spune că Dumnezeu permite să vină în viața noastră încercări după puterile noastre. Adică ca noi să reușim să stăm, să facem fața acestor încercări din fața lui, în fața lui Satan. Și mai este un conversat care spune că Dumnezeu nu doar că ne permite ca să vină încercări după puterile noastre, dar El și pregătește și o cale de ieșire. Deci, cu altele, alegerea este a omului. Păcatul care îl facem noi, nu putem să ne îndreptățim, că nu am putut să facă altfel. Nu am putut să facă altfel, da. Da. Stăpânindu-ne apetitul. Dumnezeu ne-a dat un apetit pentru a aprecia hrana. Da. Totuși, ce altceva trebuie să înțelegem cu privire la acest apetit? Da, de multe ori apetitul, din păcate, nu-l folosim așa cum trebuie, dar întrebarea spune că Dumnezeu ne l-a dat ca să apreciem hrana. Este bună sau nu prea, da? De multe ori ne permitem ca, poate chiar să procedem ca Esau, ca apetitul să ne pună stăpânirea asupra noastră. De aceea trebuie să lucrăm cu noi și să ne străduim, să ne stăpânim acest apetit. De ce trebuie să facem acest lucru? Pentru că trebuie să înțelegem că noi nu suntem ai noștri. Fiindcă trupul nostru este templul lui Dumnezeu și El, dacă noi permitem, El trebuie să locuiască în viețile noastre, în noi. Aici din notă aș vrea să citesc, interesant, niște gânduri. Nu pot face ce vreau cu mine? Întrebare. Se întreabă unii. Ca și când am căutat să-i privăm de un mare bine, când le prezentăm necesitatea de a se hrăni inteligent și de a-și conforma toate obiceiurile legilor pe care le-a lăsat Dumnezeu. Trupurile noastre nu sunt ale noastre pentru a le trata cum ne place și pentru a le ologi prin obiceiuri care duc la decădere, ceea ce face imposibil să-i aducem lui Dumnezeu un serviciu desăvârșit. Viețile noastre și toate facultățile noastre îi aparțin Lui. Unii chiar își pun această întrebare, oare nu pot să fac ce vreau? Însă vedem că nu este chiar așa, fiindcă, cum am spus, nu ne aparținem nouă și nu că este ceva rău pentru noi atunci când mergem după cerințele lui Dumnezeu. Uite, trebuie să faci asta, să faci asta, să nu faci asta. Trebuie să mănânci asta și să nu mănânci aceasta. Este spre binele nostru. Și de aceea trebuie să ne străduim să ascultăm de acestea. Am vorbit despre apetit, despre o minte sănătoasă, despre cine trebuie să o conducă, minte sau pofta. Și aici așa, pe scurt, să facem o concluzie. Explicați cum rămâne mintea creștinului sănătoasă. Da, aici Apostolul Pavel către Romani scrie
Scrierile lui sunt foarte interesante, el parcă era un filosof, să spunem așa. Deci aici spune că nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cum creștinul să trăiască după îndemnurile Duhului și nu după firea pământească? Singur nu o putem face aceasta. Chiar Apostolul Pavel scria că, uite, știu ce este bine să fac și fac răul pe care nu vreau să-l fac. Și doar în momentul în care el permite lui Iisus Hristos să intre în viața sa, să-i schimbe caracterul, mintea, gândirea, el spune că pot totul în Hristos care mă întărește. Deci, să ajungem, creștinul trebuie să ajungă, să spună și el că pot totul în Hristos care mă întărește. Când va ajunge? Atunci când Hristos va locui în viața noastră. Atunci vom trăi după îndemnurile Duhului. Da. Și am vorbit despre biruință care poate să ne dea de fapt Dumnezeu, noi singuri nu putem, dar vom dezvolta mai mult acest gând, biruința prin Hristos. Deși Iacov i-a prezentat lui Esau o mâncare ispititoare, de ce a fost totuși Esau responsabil pentru propria sa alegere? Noi îl învinuim pe Iacov. Și într-adevăr este și vinovat Iacov, dar mai vinovat cine este? Cel care și-a făcut alegerea, da, deci în Iacov 1, 14 și 15 spune, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui înșiși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Pofta lui Esau înșiși l-a adus acolo ca să facă acest gest, să facă acest lucru și să-și vândă dreptul de întâi născut. Deci, încă o dată ne repetăm, alegerea întotdeauna este a omului. Da. Într-adevăr, deseori încercăm să dăm vină pe cineva, că tu m-ai provocat, da. Eu nu sunt vinovat. Dar alegerea a fost a omului, alegerea a fost a lui Esau. Alegerea este a noastră atunci când vorbesc sau nu vorbesc, când fac sau nu fac. Da. Care sunt cheile biruinței asupra pretențiilor apetitului neîmblânzit? Da. Cum am mai spus, putem să biruim și apetitul și toate celelalte care ne luptăm zi de zi ca să fim mai buni, ca să fim mai corecți în tot ceea ce ține a fi adevărați creștini. Lupta este zadarnică dacă încercăm să o facem singuri. Eu de astăzi îmi pun așa un țel să nu fac cu tare și cu tare și cu tare lucru. Eu astăzi fac. Deci dacă vom spune că eu voi face cu tare și cu tare lucru, eu mă voi schimba pentru că știu ce este bine, dar știu că nu este bine ce fac. Nu vom reuși niciodată. Să permitem lui Iisus Hristos să ne schimbe viața, să intre și cu ajutorul Lui vom putea să facem aceste schimbări. Și iarăși din notă aș vrea să citesc niște gânduri. Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne luptăm cu răul în propria noastră putere mărginită. Puterea noastră este mărginită și nu ne lasă Dumnezeu să ne luptăm singuri. Dacă dorim, El ne oferă ajutor. Oricare ar fi tendințele noastre moștenite sau cultivate spre rău, putem birui prin puterea pe care El este gata să ne împărtășească. Doar prin puterea aceasta noi putem să biruim. Da. La această notă pozitivă și se încheie studiul nostru de astăzi, putem să biruim, putem să ieșim învingători împreună cu Hristos. Pentru că El a biruit, El este Fiul de Dumnezeu, și El poate să o facă aceasta pentru noi. Pentru aceasta a fost El pus pe cruce. Ca noi astăzi să putem să biruim împreună cu El. Haideți să ieșim învingători, învingători asupra poftelor, apetitului, să nu cădem provocărilor, pentru că alegerea este a noastră. Vrem sau nu vrem? Vrem să trăim sau nu vrem să trăim? Mulțumesc! Benu, pentru acest studiu care l-am avut. Mulțumim și vouă. Domnul să fie slăvit pentru că încă ne mai dai aceste îndemnuri. Îi mulțumim pentru harul său, pentru că El încă ne mai dă posibilitatea ca să ieșim învingători. Acum și dumneavoastră vreau să vă mulțumesc. Vă invit să veniți împreună cu noi și la următorul studiu. Acum vă spunem tuturor la revedere.